Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, de data aceasta în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Heraldo, o campanie online. Este vorba despre noutăți editoriale, pentru că hai să vedem și partea plină a paharului în această perioadă, în acest context, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere sanitar, stăm mai mult în casă, bineînțeles că a venit și frigul. Și iată, cred că este cel mai bun motiv pentru a citi, pentru a lectura, pentru a ne achiziționa cărți. Nu mai zic și de apropiata lună a cadourilor, luna decembrie. Putem face cadou o carte sau chiar nouă înșine să ne bucurăm sufletul cu o carte. Astăzi este alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut, și vom vorbi despre copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, cum te poți vindeca de părinții distanți, lipsiți de empatie, egoiști. O carte frumoasă, o carte publicată în colecția Psihopractica editurii Herald, o carte scrisă de Lindsay Gibson și care face, așa cum vă spuneam, fiind noutate editorială, face parte din această frumoasă colecție. Câteva cuvinte despre carte. În această carte care sparge cumva tiparele cunoscute, psihologul clinician Lindsay Gibson descrie natura distructivă a părinților imaturi emoțional. Veți afla modul în care aceștia te fac să te simți cumva neglijat și aș adăuga, eu aș face o completare și vom discuta acest aspect cu Daniela. Cred că are foarte mare legătură titlul cărții, care este foarte sugestiv, și această tematică și cu stilurile de atașament despre care noi am tot vorbit, stilurile de atașament din copilărie. Vei descoperi cum te poți vindeca și cum poți înlătura confuzia și durerea provenite din copilărie. Eliberându-te de povara unor părinți imaturi emoțional, vei putea să-ți descoperi adevăratul sine, îți vei putea controla atitudinea față de aceștia și vei evita viitoarele dezamăgiri. În cele din urmă vei învăța cum poți să creezi relații noi, relații echilibrate, relații armonioase, pozitive, satisfăcătoare, pentru a avea în sfârșit o viață fericită. Deci, copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, o carte pe care ai citit-o, o carte care se adresează, să spunem, deopotrivă și specialiștilor, psihologilor și psihoterapeutilor, dar și publicului larg. Despre ce este vorba în carte și cum abordăm, pornind de la subiectul și de la titlul și subtitlul acestei cărți, mai mult decât sugestive ambele, cum abordăm relația cu această tipologie de părinți? Da, am citit cartea și mă bucur să am ocazia să vorbesc despre ea. Este o carte self-help, ca să spun așa, pentru că ea oferă și niște instrumente pe care ți le poți administra singur. Dar dincolo de asta, cred că cea mai importantă contribuție pe care o aduce această apariție este faptul că explică într-o manieră ușor inteligibilă mecanismul care se declanșează, pe de-o parte, în părinți, în copii și în relația dintre ei. Prin urmare, putem să înțelegem de ce astfel de părinți lasă sechele destul de profunde în copiilor, sechele care, din păcate, au toate șansele să îi împiedice pe aceștia să aibă relații sănătoase, relații vii, relații frumoase. Autoarea pornește mai întâi prin faptul că descrie ce înseamnă părinți imaturi emoționali. Cred că este așa o etichetă destul de largă, pentru că ea aici include cumva toți acei părinți care nu sunt capabili să stabilească un atașament sigur, asta ca să amintim și teoria lui Bowlby, pe care și autoarea o amintește în carte.
Sunt părinți care, în funcție de gradul lor de non-implicare emoțională, în funcție de incapacitatea lor de a răspunde nevoilor copilului, pot să fie de o manieră simplă, poate pe neglijență, până la o manieră abuzivă, o manieră patologică. Cumva autoarea amintește și acest detaliu, dar destul de puțin. Ce mi-a plăcut mie este felul în care ea descrie cele patru tipuri de părinți imaturi emoțional. Și poate că ar fi interesant să îi amintim și să spunem așa câteva lucruri despre ei. În urmare, ea descrie părinții în patru categorii, și anume părinții emotivi. Părinții emotivi sunt părinții foarte emoționali, părinții instabili, care sunt foarte vulnerabili, foarte dependenți. Prin urmare, copiii vor ajunge să devină părinții acestor părinți foarte emoțional, pentru că ei nu sunt în stare să-și gestioneze emoțiile. A doua categorie de părinți sunt părinții foarte exigenți, părinții foarte rigizi, părinții pentru care regula este mai importantă decât copilul. Autoritari. Exact, foarte autoritari, părinți care pot deveni chiar violenți, dacă vorbim de o rigiditate extremă, de părinți cu toleranță scăzută la frustrare, de părinți care nu pot empatiza cu copilul și care nici nu-i permit copilului să aibă emoții, pentru că trebuie să fie puternic. Prin urmare, copiii se vor retrage, se vor închide și vor fi incapabili, dacă rămân în acest scenariu, să își recunoască emoțiile și să-și gestioneze și ei emoțiile. A treia categorie de părinți sunt părinții pasivi, părinții non-implicați, părinții cumva blajini, părinții laissez-faire, pentru care el nu există acolo ca și reper la care copilul poate să vină, ci este total diluat în rolul lui parental ca furnizor de limite, ca furnizor de susținere. Și atunci, iarăși, copiii, sigur că se vor simți bine în compania unui astfel de părinte la nivel de joacă, la nivel de amuzament, dar se vor simți absolut abandonați emoțional în momentele lor dificile, în momentele când au nevoie de sprijin. Ultima categorie de părinți pe care autoarea îi include în această categorie de părinți imaturi emoționali sunt părinții distanți. Părinții care cumva aproape că își refuză rolul parental. Sunt în lumea lor, sunt în viața lor, sunt în filmul lor, iar copilul pare să fie un accesoriu care aproape că îi deranjează. Acești copii vor face tot felul de eforturi ca să se vadă văzuți, să se vadă prezenți în viața părinților lor. Prin urmare, pot să ajungă chiar la comportamente extrem de virulente, tocmai ca să atragă atenția acestor părinți care sunt foarte, foarte departe de ei. Cam astea ar fi cele patru categorii pe care le regăsim foarte bine descrise în această carte, precum și impactul pe care îl declanșează asupra copiilor. Putem face o legătură, apropo de ce am spus eu puțin mai devreme, de stilurile de atașament și pe care le-ai amintit și tu pe John Bowlby, putem face o legătură între aceste tipologii de părinți și stilurile de atașament de care au avut parte acești părinți ai copiilor adulți? Că mă gândesc că în spatele fiecărei tipologii pe care tu ai amintit-o, întâmplător sau nu, sunt tot patru categorii, se ascunde, sunt de fapt reminiscențele acelor stiluri de atașament. Mai ales dacă mă refer la 2, 3 și 4, la anxios, la ezitant, apropo de distanță, de ce pomeneai tu puțin mai devreme, și la cel destructurant.
Da, cumva evident că și autoarea și-a pus întrebarea, ok, dar de ce există acești părinți imaturi emoționali? Și sigur că fiecare vine cu o poveste în spate, o poveste care, iarăși, la rândul ei, nu este o poveste care să îi ajute în formarea și dezvoltarea lor. Deci, da, la rândul lor provin din familii care au avut părinți care nici ei n-au știut să desfășoare o relație empatică cu ei. Atunci, da, dacă ar fi să ne gândim, și așa spuneam și la început, că acești părinți sunt incapabili să dezvolte un atașament sigur, asta clar că nici ei nu au în spate un atașament sigur cu propriilor părinți. Dacă ar fi să ne gândim poate la stilul de atașament anxios, dacă au deja un atașament anxios, fie vor deveni părinți, pentru că aici depinde de mecanismul lor de apărare, fie vor deveni părinți foarte exigenți, fie vor deveni laissez-faire, în funcție de felul în care ei participă la această relație. De altfel, și autoarea vorbește despre două tipuri mari de copii, care poate să fie aplicat și pentru părinți și pentru copiii acestor părinți, deveniți acum părinți. Vorbește despre două mecanisme, respectiv mecanismul de internalizare și mecanismul de externalizare. Ce înseamnă asta? Un copil care va internaliza comportamentul părintelui își va spune că el este de vină pentru că părintele lui este distant sau părintele lui este non-implicat sau părintele lui este exigent. Și atunci, dacă eu sunt de vină, deci mi-am internalizat comportamentul părintelui, înseamnă că tot eu trebuie să fac ceva ca să obțin din partea părintelui un răspuns. Și atunci, în funcție de ce soluție găsesc, de exemplu, să fiu foarte performant, dacă am un părinte exigent, tendința copilului, pentru că el este responsabil de exigența părintelui, este să fie foarte, foarte performant și atunci aș va impune niște standarde foarte înalte. Dacă este un părinte, de exemplu, foarte instabil emoțional, atunci eu îmi imaginez că îl pot ajuta pe părintele meu, devin salvatorul părintelui meu și sunt un fel de terapeut care îl însoțește, poate îl protejează pe părintele lui. Deci eu devin sursa problemelor în mintea mea, dar eu devin și soluția problemelor. În cazul copilor care externalizează, atunci îmi imaginez că trebuie să vină din exterior răspunsul, rezultatul, trebuie să vină din exterior rezolvarea și atunci caut în exterior. De cele mai multe ori, tendința de a căuta în exterior se manifestă sub forma unui comportament impulsiv, unui comportament agresiv, încercând să schimb mediul, încercând să schimb lumea în așa fel încât să se schimbe și părinții mei și să-mi fie și mie bine. Așa se dezvoltă, cum spune autoarea în carte, acest sine rol, adică acest sine fals, care de fapt nu corespunde nevoilor mele autentice de creștere, de dezvoltare, de maturizare, ci corespunde salvării părintelui. Este un sine pe care eu mi-l dezvolt în relație cu acest părinte, încercând să modific ceva la el, adică implicarea, prezența, instabilitatea, rigiditatea, în funcție de ce mi-aduce părintele. Dar acest sine rol mă va încurca teribil în relațiile mele viitoare, pentru că voi încerca să refac scenariul parental. Prin urmare, ne vom îndrepta în mod inconștient către parteneri care corespund cumva profilului psihologic al părinților și facem asta pe de o parte pentru că ne este familiar și știm ce trebuie să facem, adică intrăm în sinele rol, dar nu realizăm că este o capcană, pentru că noi, deși am jucat acest rol ani de zile, părinții schimbat. Prin urmare, nici partenerul pe care îl vom alege, cu care iarăși vom încerca acelea strategii pe care le-am încercat și cu părinții noștri, nici el nu se va schimba. Și atunci se activează
această rană profundă, această suferință. Și de obicei este momentul în care oamenii apelează la psiholog pentru că, ok, au obosit, nu mai pot, sunt în acest teatru în care, ok, deși am făcut atâtea eforturi, poate, de exemplu, am devenit foarte submisiv, sperând că în felul acesta voi obține rezultat, sau am devenit foarte performant, cum spuneam, sau am devenit foarte în serviciu celorlalți, foarte responsiv, am devenit foarte empatic. Și cu toate astea, deși m-am străduit atâția ani de zile, fiind în sinele meu rol, eu nu am obținut până la urmă ceea ce îmi doream. Iar ceea ce îmi doream este sinele meu autentic. Și autoarea descrie și câteva dintre trăsăturile sinelui autentic, respectiv nevoia de a fi ascultat, nevoia de a fi înțeles, nevoia, cumva nevoile relaționale de care vorbește și Jacques Salomé, nevoile firești până la urmă de a crește, de a te exprima în autenticitatea ființei tale, nu doar la nivelul așteptărilor, dorințelor, nevoilor celorlalți. De validare, exact. De apreciere, de încurajare. Nevoie. Exact. Pe care, evident, că acești părinți nu le satisfac. Prin urmare, copiii supraviețuiesc în acest deșert emoțional, creându-și tot felul de mecanisme, tot felul de fantezii vindecătoare, cum le numește autoarea, adică își imaginează cum, ok, dacă eu am să fac curat în fiecare zi în camera mea, poate că atunci tata o să spună în sfârșit că sunt un copil cu minte, sau ok, îmi imaginez că dacă dispar, de exemplu, pentru părintele distant, care oricum e departe, după ce încerc să mi-l apropii, îmi dau seama că nu pot, prin urmare mă diluiesc ca personalitate, renunț la mine, renunț la nevoile mele și uite așa se pun bazele viitoarei depresii sau viitoarelor probleme emoționale. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre copiii adulți ai părinților imatur emoțional, o carte scrisă de Lindsay Gibson, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, în cadrul campaniei Noutăți Editoriale. O carte pe care vă recomandăm cu mare drag, cu mare căldură. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, care a venit în fața dumneavoastră cu multe informații prețioase. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!